Horia Tecău și echipa sa au mers în comuna Motoșeni din Bacău și au stat de vorbă cu Florin Bălătescu, tatăl care își crește singur cei 6 copii. Tecău! Nu uitam după el, că s-a lăsat barbă! Bărbatul lucrează cu ziua, iar copiii merg la școală, totul datorită voinței acestuia, dar și a ajutorului primit din partea lucrătorilor comunitari implicați în proiectul pilot Servicii Comunitare pentru Copii. Când Horia l-a întâlnit prima dată, omul locuia cu copiii într-o singură cameră. Acum au 3 camere, o grădină cu legume și curtea plină cu animale. Ce faceți? V-a crescut o grădină aici într-un an de zile, nu? Da, nu? Sau? Da, dumneavoastră vă ocupați? De tot? A? Tot, dar cine e acolo am chiar de acolo am cartofi, ceapă, ridic, pătrunjel, toate felurile. Bărbatul s-a emoționat când Horia Tecău i-a propus să pregătească împreună masa de prânz. Și la prânz acum ce pregătim? Stau la masă cu dumneavoastră. Mă punea bunica să curățată când era mai mic. Aha. Apoi Horia Tecău a participat la activitățile pe tema igienei personale de la Centrul Comunitar Răchitoasa. Discuțiile au ajuns și la un subiect preferat, sportul. Fotbal, rugby, tenis și not. Tenis? Ești preferata mea. În mine sportul m-a învățat foarte multe lucruri. M-a învățat disciplină, m-a învățat respectul, m-a învățat să lucrez în echipă, m-a învățat să învăț să pierd, să găsesc soluții, să iau decizii în scurt timp. M-a învățat foarte multe lucruri. Am și călătorit mult și am văzut mare parte din lumea asta prin tenis, prin experiența asta. Comunele Motoșeni și Răchitoasa sunt două dintre cele 45 de comunități în care UNICEF a pus în aplicare proiectul pilot Servicii Comunitare pentru Copii, iar rezultatele sunt îmbucurătoare. Toți copiii locuiesc în continuare alături de părinți, au certificate de naștere și sunt înscriși la medic de familie. Programul Servicii Comunitare pentru Copii a fost lansat de UNICEF România în anul 2014, cu finanțare prin granturi norvegiene și fonduri proprii ale UNICEF.